Până la decizia Curții Constituționale de la începutul lunii mai, existau două tendințe, fie aplicarea globală, adică alegerea unuia dintre coduri mai favorabil în speța respectivă, fie alegerea dispozițiilor favorabile din fiecare cod pentru fiecare situație în parte, scriu jurnaliștii de la România Liberă. Totul după ce articolul 5 din noul cod penal a prevăzut la alineatul 1 ca în cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. Curtea Constituțională a făcut lumină pe data de 6 mai când a decis că singura aplicare constituțională este cea globală pentru că varianta cealaltă ar discrimina pozitiv infractorii. Unul dintre dosarele începute sub incidența vechiului cod penal care va fi finalizat sub incidența celui nou este și cel al lui Dan Voiculescu. Proiectul guvernului, care include și alegerea dispozițiilor favorabile din fiecare cod pentru fiecare situație în parte, a fost înregistrat la Senat pe 17 februarie 2014 cu mult înainte de decizia Curții Constituționale, însă nu a fost retras după data de 6 mai când Curtea a emis hotărârea. Practic, guvernul S-au făcut că nu văd ce au decis magistrații CCR. Ce Proiectul nu se referă numai la textul care tangent este declarat neconstituțional, include multe altele. Guvernul a solicitat în biroul permanent accelerarea finalizării raportului și intrarea cu el în plen. În același timp, Comisia Juridică, constatând că CSM-ul, Ministerul Justiției și o parte din parlamentari au făcut foarte multe amendamente.